Bine v-am regăsit! Mă bucur nespus de mult că ați ales să fiți și astăzi alături de noi. V-ați întrebat vreodată cum ar fi viața fără Dumnezeu? Sau oare ar mai exista ea? Răspunsul la această întrebare îl vom afla în acest episod chiar de la artistul Liviu Mocan. Așadar, călătoria noastră continuă spre noi meleaguri. Rămâneți preț de o jumătate de oră alături de noi să vedem și alte laturi ale unei vieți de artist predate în mâna lui Dumnezeu. De câte ori vin în atelierul tău, mă simt atât de bine și fericit, pentru că am senzația că mă întâlnesc cu Dumnezeu. Mă întreb de multe ori și te întreb și pe tine acum, ce-ar fi lumea fără Dumnezeu? Răspunsul este extrem de clar și de sigur. Lumea fără Dumnezeu nu ar exista. Pentru că nu poate exista o creație fără creatorul ei. Ce fi tu, omule, Liviu Mocan, fără Dumnezeu? Exact ca și planeta și ca universul acesta, nu aș exista. Fără Dumnezeu nu este ființă umană. Spune-mi, te rog, cum te-a adus drumul vieții la sculptură? E extrem, extrem de tainic și pentru mine. Mă înfior când mă gândesc la realitatea aceasta, pentru că eu, născându-mă la țară, într-un mediu fără educație culturală, am venit la oraș, părinții noștri, oameni foarte înțelepți, ne-au întrebat pe fiecare ce ai dori să devii în viață, ce ai dori să faci, la ce școală dorești să te înscriem. Și eu, care am venit izolat și rupt de cultură și de toate acestea, am spus, doresc să merg la școala de artă. Este o mare taină și pentru mine. De ce am spus lucrul acesta? De ce mi-am dorit lucrul acesta? Acum, când văd că au trecut 10 de ani și am făcut în viață doar acest lucru, cu precădere, sunt conștient că el era în mine de mic. Aș vrea să-mi povestiți acum, așa, în general, pe scurt, despre anii de studenție. Dat fiind faptul că eram tânăr pe vremea regimului comunist și dat fiind faptul că regimul comunist nu promova creștini și creștinismul în general, pentru că era un sistem de guvernare ateu, creștinii nu erau agreați în școli superioare, în funcții înalte, erau ținuți la periferie. Astfel se face că unii dintre creștini au fost dați afară din universități, avem prieteni și cunoscuți foarte apropiați care au fost exmatriculați pe baze doctrinare. Iar cei mai tineri, cum eram eu pe vremea aceea, nu puteam intra în sistemul de învățământ. Astfel că am dat admitere la artă și la sculptură, pentru că eu nu am știut nimic altceva decât sculptură și artă. Nu am dat admitere și la vreo altă universitate ca doar să fac ceva, ori sculptură, ori nimic. Am dat de multe ori examen la sculptură, la Academia de Artă și nu am reușit. Desigur că aici e posibil că nu am reușit și din lipsa mea de talent, de pregătire, nu neapărat pe motive ideologice. Fapt este însă că nu am intrat de foarte multe ori. Apoi a apărut o perioadă de relaxare culturală în România comunistă. Am intrat la Universitatea de Artă, dar de acum eram un om matur, eram căsătorit, astfel că priveam
cu destul de multă detașare tot fenomenul acesta și nu pot să spun că a fost o perioadă interesantă și profitabilă pentru mine. Poate mai mult mi-am dorit să intru decât am beneficiat de învățăturile de acolo, de educația artistică și culturală de acolo. În esență, de fapt, cel mai profund lucru ce mi s-a întâmplat a fost că la vârsta aceea credeam în Dumnezeu, mă identificam cu Iisus Hristos, dar nu am avut puterea de a fi ca Iisus, adică să nu caut educație superioară, ci doar să îmi trăiesc viața într-o relație intimă cu Dumnezeu, fără să caut aprobul social. A fost, de fapt, o slăbiciune a mea, dorința de a intra în Academia de Artă. Cât de dificile au fost începuturile carierei tale de creator de artă? În perioada de tinerețe, dat fiind faptul că nu am intrat la Academie an după an, am devenit cioplitor în piatră. Am lucrat vreo 10 ani cu marmură, cu calcar, cu granite. A fost foarte interesant. Și ca cioplitor în piatră îmi găseam o anumită împlinire la acel nivel. Mă bucuram de materialele acestea splendide, rocile, dar în același timp simțeam o dorință de a face și altceva, de a face mai mult decât obiecte decorative, frumoase. Deci frumusețea era acolo, un factor extrem de important, dar elementele filosofice, teologice, nu existau prea tare și îmi doream să intru în zona aceasta a sculpturii, în care meșteșugul e parte foarte importantă, componentă a procesului de creație, dar de asemenea această zonă a credinței, a culturii, a perspectivei tale asupra vieții și a lumii este prezentă de asemenea. Când privesc toate aceste lucrări care ne înconjoară, am senzația că tu, ca un ucenic destoinic, îți pui toată puterea creativității tale în slujba vieții. Este aceasta menirea artei? Depinde de creator. Sunt creatori care proslăvesc la propriu moartea. Promovează zonele negative ale vieții. De fapt, fiecare dintre noi exprimăm în afară ceea ce este înăuntru, vrând nevrând. Eu iubesc viața și o consider stăpâna noastră și promovez această stăpână și o iubesc și o respect și îmi doresc să o fac cunoscută atât cât pot și altora. Care este crezul tău artistic? Sunt fericit a fi sculptor. Întregul univers este o galerie cu sculpturi. Încep să lucrez când mâinile mele ating bronzul, marmura, lemnul, când mâinile mele se adâncesc în lut moale, ating
mâinile lui Dumnezeu. Mâinile lui Dumnezeu sunt acolo, așteptându-mă, le simt, încerc să aud, încerc să înțeleg. Așa se face că resculptând sculpturile lui, mă atârn zi de zi de eternitate. Așa se face că resculptând sculpturile lui, înțeleg zi de zi cât sunt de neputincios. Sunt un sculptor, dar, dragă Gelu, mult, mult, mult mai mult decât atâta, sunt o sculptură. Și asta se numește Liviu Mocan. Și numele pe care îl am mi s-a dat. Numele este titlul acestei sculpturi. Când consider că se conturează crezul artistic al unui creator de artă? În momentul în care creatorul acela are o înțelegere proprie asupra lumii și vieții, când înțelege întregul, când are o opinie, o credință asupra lumii și a vieții, adică înțelege un context al creației, atunci poate defini și creația. Altfel, creația nu se poate defini în sine, izolată de factorii aceștia generali, de context. Dacă nu toate, dar majoritatea lucrărilor tale poartă mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Este ca o comunicare între tine, Dumnezeu și semeni. Care sunt caracteristicile acestei comunicări? Tu vezi aici atelierul. Atelierul, pentru mine, este templul în care vin să mă întâlnesc cu bunul Dumnezeu. Vezi aici masa de lucru. Aceasta este altarul. Vezi aici, pe masa de lucru, sculpturile. Acestea sunt jertfa. Și vezi aici tot pe masă mâinile mele, care sunt focul. Uite, și chiar seamănă cu flăcările. Focul ce modelează, ce formează jertfa. Focul care aduce jertfa înaintea lui Dumnezeu. Actul de creație pentru mine este închinarea mea față de Dumnezeu. Vin aici și încerc să-L aud, încerc să-L înțeleg și mă închin Lui. Obiectele de artă sunt dialogul meu cu El, dialogul Lui cu mine, sunt rugăciunile mele, sunt șoaptele Lui. Ele întruchipează, materializează acest dialog extraordinar, care rămâne apoi relația obiectelor cu publicul. Publicul vede aceste jertfe ale mele și dacă prinde ceva de acolo, dacă simte ceva, bine, dacă nu, nu, dar esența actului de creație pentru mine nu sunt semenii mei, în esență, eu îi iubesc și le împărtășesc tot ce am și tot ce știu, dar eu nu fac aceste obiecte pentru a câștiga laude de la semenii mei sau pentru a le lua banii, ci obiectele de artă sunt închinarea mea pe care vizitatorii o pot privi. Aș vrea să mă descrii parcursul tehnologic, să zic așa, în termen mai proletar. De la acea clipire ce se naște în mintea ta, ideea care se naște, schița viitoare tale lucrări și până la ultima șlefuire ai.
punându-mi întrebări, apărând în experiența vieții mele diverse întrebări și mă preocupă întrebările fundamentale, cine suntem ca ființe, de unde venim, încotro mergem, ce va fi cu planeta aceasta în viitor și care e destinul nostru după moarte și așa mai departe. Punând aceste întrebări, punându-i-le lui Dumnezeu aici în intimitatea pe care mi-o oferă acest templu, încep și abordez o anumită temă filosofică, teologică, ce mă frământă, ce mă preocupă. Și obiectul de artă, de fapt, constituie încercarea mea de a primi răspunsul la problema aceea. Obiectele de artă sunt experiențe prin care eu învăț, nu prin care explic cuiva ceva, ci încerc să înțeleg răspunsul la câte o întrebare dintre aceasta extraordinar de grea. Așa se face că întrebările mele merg în cicluri. Pentru că mă preocupă un anumit adevăr, atunci iau adevărul acela și încep să lucrez pe el și se nasc astfel o multitudine de obiecte, pentru că tot caut răspuns, nu mă mulțumesc cu răspunsul pe care îl primesc din realizarea primului obiect, pentru că răspunsul pe care îl aștept nu este numai de natură rațională. Dacă vreau doar să-mi satisfac mintea, citesc o carte și găsesc un răspuns. Prin crearea acestor obiecte de artă, eu caut un răspuns nu numai pentru minte, ci și pentru inimă și chiar pentru voință. Să-mi atingă voința, încât înțelegând cu mintea și cu inima un anumit adevăr, să-l pun în practică, să-l înfăptuiesc. Plecând de la ceea ce mi-ai spus tu acum, spune-mi, când primești o comandă, o lucrare cu o tematică nebiblică, cât de mare este implicarea ta sufletească? Dacă e tare nebiblică, nu mă bag. Dacă pot să-mi exprim perspectiva mea creștină asupra fenomenului aceluia, mă bag și fac tot ce pot pentru a fi liber în lucrarea aceea, în exprimare, pentru că îți mărturisesc cu smerenie. Nu vreau să fac din aceasta un steag de lăudăroșenie, pentru că știu că e prea tare, dar în esență nu mă interesează banii. Astfel că dacă vine o comandă bine plătită, nu o fac doar de dragul banilor, nu mă interesează, pentru că tăticul meu ceresc îmi poartă de grijă. Nu trebuie să mă compromit pentru ca să câștig o bucată de pâine. Pâinea eu cer lui. Ce sentimente ai când termină lucrare? Acela e momentul. E uluitor, e fascinant cum lucrezi câteodată luni de zile la o lucrare, alteori ani de zile, chiar dacă nu zi de zi la aceeași lucrare, dar ea rămâne o frământare a sufletului tău. Și apoi zici, e gata. În momentul acesta nu știu ce să mai fac. Ei, momentul acela îți oferă câteva secunde de contemplare. Câteva secunde după luni sau ani de zile de muncă. Secundele acelea în care te uiți asemenea lui Dumnezeu la creație, când la sfârșitul fiecărei zile întregi de lucru și-a petrecut ultimele momente ale zilei
având această bucurie a creației, se uita peste ce a creat și trăgea o concluzie. Și fiind creație divină, el vedea că erau foarte bune. Ei, dar e momentul acela de analiză și de bucurie pe care l-ai la încheierea unui ciclu de creație. Astăzi unele exprimări artistice au o notă de extravaganță, uneori chiar de imoralitate, pentru a crea senzația unor imagini cât mai originale. Această extravaganță exprimă, de fapt, consider eu, mândria de sine a artistului. Cât de durabile sunt astfel de exprimări? În toate domeniile vieții avem o plajă largă de posibilități care pleacă de la centru spre periferie. Preocupările foarte, foarte multor creatori merg pe periferie și anume caută ceva nou, ceva cu care să extindă plaja aceasta a cunoașterii. Alții vin spre centru. Centru e cunoscut, sunt valorile mari ale omenirii și aceștia încearcă să meargă în profunzime, nu în lărgime, ci în profunzime. Cei care merg spre periferia culturii pot găsi lucruri noi și se întâmplă lucrul acesta, dar vor veni generațiile următoare care vor găsi altceva și în momentul acela descoperirile lor nu mai sunt de interes maxim. Pe când în momentul în care rămâi pe zona esențială pe care eu o numesc Iisus Hristos, centrul universului, centrul vieților noastre, când rămâi pe centru, acele lucruri pe care le descoperi și le exprimi sunt întotdeauna necesare, folositoare, frumoase, bune pentru ființa umană. Consumatorii de artă se plâng că exprimarea artistică a devenit tot mai ermetică în toate domeniile, nu numai în sculptură, în pictură, și în literatură, și în teatru. Care sunt cauzele unei asemenea exprimări? Există o maturizare a planetei. Există o copilărie a planetei, o adolescență, o maturizare și va fi o îmbătrânire și o moarte a acestei planete sau a formei de viață de acest tip. Astfel, inclusiv revelarea de sine a lui Dumnezeu a făcut-o treptat în funcție de maturizarea înțelegerii societății umane asupra persoanei lui Dumnezeu. Astfel că în tinerețea pământenilor Dumnezeu s-a revelat puțin și apoi din ce în ce mai plenar, ajungând la maximum în persoana și întruparea lui Iisus Hristos. Acest fenomen se petrece și în artă, într-un sens. Există o maturizare, o abstractizare a artei pe care persoana needucată cu acest domeniu nu mai poate accede, este prea abstractă pentru capacitatea de înțelegere a cuiva care nu este instruit în problemele de artă. Dragă Liviu, ce nevoi crezi tu că fundamentale au generațiile de astăzi de creatori de artă? Ei și noi și cei care vor urma până la sfârșitul Cronosului, avem nevoie ca artiști de Dumnezeu, de frumusețea lui Dumnezeu și de adevărul revelat.
Este extraordinar cum lucrează Dumnezeu în viața oamenilor. Este important să înțelegem că fiecare talent, fiecare îndeletnicire este un dar de la Domnul. Cu siguranță ați fi vrut ca emisiunea noastră de azi să nu se oprească aici, dar timpul are nesfârșită răbdare să înghită totul. Vă așteptăm și data viitoare alături de noi, dar până atunci vă doresc multe binecuvântări!